Turneul regilor la șah a fost câștigat de Magnus Carlsen, numărul 2 în ierarhia mondială. La finalul competiției, tânărul jucător de numai 21 de ani s-a aflat la egalitate cu reprezentantul Rusiei, Sergei Karjakin. Magnus Carlsen, care în septembrie va împlini 21 de ani, a câștigat detașat și ediția de anul trecut a turneului regilor. Pe poziția a treia, cu 4,5 puncte, s-a clasat americanul Hikaru Nakamura. Reprezentantul României, Liviu Dieter Nisipeanu, a terminat pe poziția a șasea, deși ambii au adunat 4 puncte. Turneul regilor este cel mai important eveniment șahist al anului organizat în România și, în același timp, unul dintre cele mai puternice turnee organizate în lume. Turneul a ajuns anul acesta la ediția cu numărul 5. Organizatorii au oferit premii în valoare de 21.000 de euro.